Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Pe vi s-a întâmplat să vă fie confundat numărul de telefon? Adică ați avut vreodată număr de telefon de ăsta asemănător cu al unei instituții importante, da, gara, astea? Da. Ia zi, adevărat. Serios? La fosta mea adresă, da, pe Mihai Bravu, aveam număr de fix de la Rom Telecom, cum era, care fusese la un moment dat al pieței Obor. Ca să vezi ce soartă. Da. Ce tare. Și primeam, adică, 5-6 apeluri pe săptămână. Dar cine sună la piața asta? Nu înțeleg. Nu știu, în general, persoane în vârstă. Așa. Și, și ce mă luau direct. Sau ce voi roșii? Bună ziua, piața Obor? Nu, atât, asta era tot. A, ne-am bucat să ceară ceva. Nu, că și eu eram mai tânăr. Dar de ce? Dacă mă prindea dialog acum, făceam niște dialoguri frumoase. Ar fi treabă. Sigur că da, ce doriți? Mă uit de norocire. Era administrația pieței, deci probabil voiau tarabă, cântar, lucruri de-astea, bănuiesc. Mamă, ce sau ea mai în vârstă să reclame diverse. Aha. Să știți că azi la Cireșe mi-a făcut sambal cu cântarul și sambal cu cântarul. Am ajuns acasă să știți că aveam exact 984 de grame, un cântar de mare precizie. Da. Cu resort. Da. Luat de piață de la Pasarabe. Dar e foarte bun! Da. Dar e nenorocire dacă ai un număr de telefon de ăsta care seamănă cu ale instituții, al unei instituții. Eu am sunat odată, nu știu la ce instituție, și am format un număr greșit. Eu am format numărul greșit eu. Așa. Și a răspuns o doamnă, care era exasperată. Pentru că am greșit, cred că erau foarte mulți care făceau greșeala respectivă, nu-mi dau seama de ce. Și am stabilit împreună eu cu doamna respectivă. Așa. Că probabil numărul ei este pe site-ul instituției cu pricina. Înțelegi? Uh-huh. Și ea era disperată. Zice, dacă puteți să vorbiți cu ei, să-i anunțați. Crezi că i-am sunat pe ea și le-am spus, notați acest număr de telefon, scoteți-l de pe site. Pentru că și ei erau, dar nu avem numărul ăsta pe site. Ba, l-aveți că eu de pe site l-am luat? Nu se poate așa ceva? Erau complet confuzi oamenii respectivi. Trebuie să dai jos site-ul. Nu ar fi o idee. Da. Dar cum, e, cum ar fi, de exemplu, sau cum e să-ți fie confundată casa cu un hotel, cu o adresă de hotel? E un caz, o familie din Londra s-a trezit în casă cu zeci de turiști care făcuseră rezervări pe Booking, deși ea nu avea un anunț în sensul ăsta. Booking a publicat un anunț greșit. Oamenii au făcut rezervare, tot nu știu ce, și înțeleg că turiștii umblau prin casă căutând dulăpiorul cu chei. Cum se face la sens. Cum au intrat în casa? Păi cum au intrat în casa? Casă cu curte, nu în apartament, bănuiesc. Zic, bănuiesc că e casă, nu apartament. Nu știu ce fel de casă, dar înțeleg că era în marginea Londrei, se mai lasă la marginea orașelor. Nu vreau să spun că la mine în cartier se întâmplă. Și era cu self-check-in. Dar se mai lasă ușile deschise. În fond, na, la țară nu te încui tot timpul. Da. Tare. Sunt Airbnb-uri, dar astea unde se lasă? Nu vrei să-i treci în casa pe Airbnb? Da. Serios. O punem ieftin. Proprietarii au numărat cam 20 de turiști străini veniți din toate colțurile lumii, Algeria, Canada, India, Statele Unite. Deci eroare pe Booking. Casa era în punctul indicat pe hartă, corespundeau și alte informații. Printre altele, înțeleg, scrie adevărul că 3 femei din Argentina au fost cazate, până la urmă, în sufrageria acestei familii, pentru că nu au găsit, n-am reușit să găsească altă cazare adecvată în noaptea în care au ajuns acolo. Și mie mi se pare o oportunitate de afaceri foarte bună. Uh-huh. Adică dacă ai norocul să-ți fie listată, sau ghinionul, dacă ai ghinionul să-ți fie listată casa la Booking, bă, și vin turiștii, așa, păi s-au venit clienții, cazează undeva, uite bine cum a făcut doamna, bine ați venit. Gata, mai, să vedem cât de încântat o să fii. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.